Tozer spunea că Iisus Hristos a venit, a luat mâna lui Dumnezeu, mâna omului și le-a făcut cunoștință. Adevărul este că frumusețea pe care Dumnezeu a lăsat-o se poate vedea în multe moduri. Există oameni care văd alți oameni și văd frumusețe în ei. Există oameni care se uită la peisaje și văd frumusețe. Există oameni care au o iubire pentru artă și acela este locul în care îl văd pe Dumnezeu. Astăzi discut cu un om care îl vede pe Dumnezeu prin artă. Așa că, dacă vrei o perspectivă proaspătă și să înveți ceva ce poate nu știi până acum, rămâi alături de mine. Astăzi alături de mine este Alex Mihiș, graphic designer, ne va spune el mai multe despre ce înseamnă acest lucru și cu care îmi propun să discutăm despre munca sa, despre provocările pe care le presupune și despre care este rolul unui creștin în acest domeniu al artei. Alex, bine ai venit! Salutare, Ariana! Mersi de invitație, mă bucur să fiu cu tine aici astăzi. Și eu mă bucur că ai acceptat invitația mea și că ai acceptat să vorbim despre aceste lucruri care te pasionează. Dar pentru început, având în vedere că oamenii nu te cunosc, ce ar fi ceva de spus despre tine pe scurt, astfel încât măcar puțin să te cunoaștem? Păi, în primul rând, sunt o persoană creativă, îmi place să mă exprim vizual, în mare parte. Am studiat încă de mic partea asta de vizualuri, am făcut liceul de artă, facultatea de artă și după aia am lucrat în domeniu. Și acum, de câțiva ani, sunt freelancer în partea asta de graphic design. Mai este și tată și soț și o persoană care se implică în multe activități și la biserică inclusiv. Îți mulțumesc pentru că ne-ai permis să te cunoaștem măcar puțin. Mm-hmm. Acum, Alex, nu o spun eu, o spune societatea. Uneori, artiștii sunt considerați ca fiind neserioși. Poate nu mai este cazul, mm-hmm. dar uneori acest cuvânt, ești artist, mm-hmm. este folosit cu sens peiorativ. Când mm-hmm. vrei să spui cuiva, ești cam cu capul în nori, îi spui, ești cam artist. Cum crezi că e de adevărat, dacă e adevărat, dacă nu e adevărat și cum sunt artiștii, de fapt? Acum, poate e o percepție așa. De multe ori, probabil, artiștii nu sunt organizați sau nu au o chestie care toată lumea e obișnuită, niște programe, niște termene de respectat, mai ales că creativitatea nu apare așa din senin. M-am pus o oră acum și am o idee extraordinară. Ceea ce e o chestie care trebuie cumva lăsată să curgă și să-i dai o prioritate ca să vină ideile alea interesante. Poate de aici a plecat conceptul ăsta de a fi artist și a nu fi... Cum ziceai tu? Adică o persoană care poate fi considerată chiar neserioasă. Da, neserioasă. Cum se împarte creativitatea, cum se împacă de fapt mai degrabă creativitatea cu businessul? Pentru că și artiștii, deși sunt oameni care mustesc mm-hmm. de creativitate, mm-hmm. au nevoie să-și materializeze ceea ce fac. Și atunci, mm-hmm. automat, fie lucrează undeva sau fie își deschid mm-hmm. un business. Cum se poate împăca creativitatea din artă cu mm-hmm. business-ul? Pot să spun pe exemplu propriu, cel puțin. Mie îmi place să fiu o persoană ordonată și să fiu... să mă țin de cuvânt și să fiu tot timpul la punct cu toate lucrurile pe care fac și atunci mi-e destul de ușor să împac creativitatea cu partea asta de business și partea asta de a fi la timp, tot timpul, când spun un lucru, când spun un termen, atunci să-l și respect. Și atunci mie îmi este destul de ușor. Am văzut în stânga și în dreapta cei drept termene care nu se respectă pe partea asta de creativitate, dar nu e numai în domeniul ăsta. E o chestie care e destul de vastă și în alte domenii, să nu respecti timpul pe care l-ai stabilit. Dar pentru mine e destul de ușor, îmi vine un pic natural.
Deci nu ține neapărat de partea artistică, ci mai mult de tine ca om. Exact. Să te organizezi. Putem să-l catalogăm în categoria miturilor despre artiști. Alex, spuneam chiar la început despre faptul că tu îl vezi pe Dumnezeu prin artă. Ești pasionat de această parte. Cum te-a ajutat de-a lungul anilor această... ceva natural din tine, o dragoste pentru artă, pentru vizualuri, pentru frumos, să-L vezi pe Dumnezeu? Pentru mine, din tot timpul am avut înclinația asta către vizualuri, către a mă exprima prin desen, prin pictură, prin modelaj, prin sculptură și alte metode artistice. Dar... am fost constant, am fost conștient că Dumnezeu m-a înzestrat cu treaba asta și am mers mai departe și am profitat de lucrul acesta. Și pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu treaba asta, în orice biserică am fost, am optat să slujesc pe partea asta de media, în zona asta de digital, de grafică, și am mers și pe partea asta de studiu care din studiu a ajuns până la urmă un job. Este un moment oportun să vorbim despre modul în care ai început să lucrezi în acest domeniu. Ai fost angajat, ai fost din prima soloprenor. Vestește-ne puțin. În prima fază, tot timpul luam proiecte extra. Încă din liceu țin minte că făceam schițe cu portrete sau tablouri sau tot felul de desene care să le vând și să-mi fac un extra ban. Apoi am ajuns la facultate și la facultate am fost nevoit să-mi caut un job ca să-mi întrețin partea asta de chirie, de statul în Timișoara, pentru că nu sunt din oraș. Și am căutat un job tot pe partea asta de grafică. Acolo am învățat multe chestii, cum să vorbesc cu clienții, cum să mă raportez față de ei, cum să am explorat mai mult partea asta de graphic design, mai mult decât am învățat-o la școală, am învățat multe chestii noi acolo. Și la un moment dat, pentru că luam și proiecte extra pe lângă job, partea provocările au devenit mult mai mari în proiectele de freelancing și partea de financiară a devenit mult mai consistentă. Și atunci am știut că e momentul să renunț la job și să trec pe partea asta de freelancing și de atunci cred că deja sunt 11 ani. Normal. Cum e să fii soloprenor în România, să fii designer și să lucrezi cu firme, cu oameni care au nevoie de aceste servicii? E destul de interesant. Eu când am pornit pe partea asta de freelancing, nici nu mă gândeam că o să ajung să fie sau să ajungă să fie atât de complicată și complexă toată treaba asta. Eu am pornit pe ideea că eu știu să fac un craft și ăsta îl duc pentru că asta știu să fac și oamenii o să vină la mine și o să-mi ceară lucruri și eu o să fiu doritor să le fac pe toate. Și am ajuns la un moment în care mi-am dat seama, stai așa, că nu e așa cum mi-am imaginat. Oamenii nu vin așa de bună voie. Eu trebuie să mă expun, eu trebuie să ies în fața lor, eu trebuie să le povestesc, eu trebuie să vorbesc, eu trebuie să învăț să scriu, să produc idei ca ei să le consume și să-și dea seama că sunt persoana potrivită pentru treaba pe care o au. Și am ajuns să fac multe chestii, marketing, să gândesc strategii, să nu eram o persoană care, pentru că eram o persoană care se exprima vizual, nu mă exprimam prea bine din punct de vedere al textului sau al vorbirii. Și atunci iar au fost niște lucruri la care a trebuit să muncesc la mine și să le dezvolt. Din ce spui tu, ce se vede este doar vârful icebergului, exact, și anume că tu faci vizualuri, logo-uri și așa mai departe, dar ce nu se vede este toată munca asta consistentă, care tehnic vorbind nu are nicio legătură cu munca ta, dar la modul practic este nevoie. Alex, știu că tu te implici, ce spuneai, și în biserici, ai făcut logo-uri pentru multe biserici.
Cum e un proiect de acest fel în care știi că imaginea vizuală pe care tu o creezi va reprezenta o biserică și cum e când lucrezi pentru o firmă? Uh-huh. E vreo diferență? Păi, în prima fază, un logo sau o identitate vizuală trebuie să identifice și să diferențieze pe piață. Același lucru trebuie să se întâmple și la business-uri, dar și la biserici. Să fie identificate și să fie diferențiate pe piața din oraș. Și atunci, pe lângă partea asta de emblemă, de logo, mai vine și partea de fonturi, de culori, de modul cum ne exprimăm pe canalele sociale sau imaginele pe care le avem. Și lucrurile astea folosite constant creează, practic, o identitate de brand. Și același lucru se întâmplă și la biserici și la business-uri. Același efect se întâmplă pe amândouă planșe. Care este puterea unui logo? Este discuția veche dintre logo-ul face firma, firma face logo-ul, contează, nu contează. Știi, ca povestea aia, nu judeca cartea după copertă, dar graphic designerul nu este de acord cu asta pentru că am muncit până aia. Partea de logo-ul nu face nimic dacă este singur pus acolo. Dacă nu e folosit constant, dacă nu e folosit în compania fonturilor potrivite sau a culorilor potrivite, el nu prea are niciun sens, pentru că e doar un element grafic într-un spațiu mare. Și atunci, pe lângă partea de logo, mai vin și alte elemente grafice care, puse împreună, creează, cum am spus mai devreme, partea asta de identitate vizuală și percepția brandului care este. Cum e libertatea de care ai parte, dar în același timp libertate înseamnă și poate însemna și haos. Ai libertatea de a fi flexibil cu programul tău, ai libertatea de a-ți alege clienții, ai multă libertate. Cum a fost pentru tine să o ai în mâini și să pur și simplu să-ți faci programul zilnic? Cum a fost și cum e și acum? Tot timpul am apreciat partea asta de flexibilitate. Încă după ce am terminat facultatea și încă lucram la job, programul meu cu programul soției era cumva, nu era un sincron, cumva când eu eram la lucru, ea era liberă și invers. Și când am trecut la partea asta de freelancing, mi-am propus că să-mi ofer libertatea de care am nevoie ca să fiu prezent în familie, ca să construiesc relații pe partea asta. Și atunci jobul tot timpul l-am considerat nu partea principală, cât partea secundară. Și aici m-a ajutat foarte mult, dar și partea de organizat. Dacă nu eram o persoană organizată care să îmi respect programul sau să fiu constant, nu cred că partea asta, a fi freelancing, ar fi fost o chestie bună pentru mine. Deci partea de a fi constant și a-ți respecta programul face mult. A fi constant pentru o perioadă lungă de timp? Da, cât să-ți fac niște obiceiuri și după aia să le respect pe termen lung. Cum e cu incertitudinea de care avem parte de multe ori în business? După 11 ani de soloprenoriat. Sunt sezoane și sezoane. De la an la an pot să identific lunile în care o să fie de lucru sau nu o să fie de lucru. Acum, în ultima perioadă, am trăit niște vremuri destul de ciudate. Prima oară pandemia și după aia începutul războiului, care pe piață au creat niște incertitudini mari, dar nici în perioadele respective nu am putut să spun că nu am avut de lucru. Tot timpul am avut de lucru proiecte pe care să le fac, oameni cu care să colaborez, chiar dacă era un haos, nu mai erau joburi, oamenii rămâneau fără joburi. La mine tot timpul au fost proiecte și nu am avut teamă pentru treaba asta.
Oamenii spun că atunci când aleg să urmeze o profesie, văd niște indicii în ei puse de Dumnezeu ca să-i ajute și să-și dea seama că acesta este locul lor. Care au fost indiciile tale? Ce te-a făcut să crezi și să te îndrepți spre partea asta știind că Dumnezeu te vrea aici? Nu pot să zic că au fost niște indicii sau niște lucruri suficient de evidente care se spună iau în direcția asta. Pur și simplu s-a dezvoltat în mine treaba asta cu de a fi creativ și de a explora partea asta de desen și după aia de grafică și pur și simplu lucrurile au luat întorsătura care a trebuit să o ia fără să cumva să realizez eu pe moment, ci în timp. Alex, ești creștin. Înainte să fii un profesionist, ești creștin. Cu siguranță și jobul tău are multe provocări. Ce provocări ai avut în contradicție sau în care a fost nevoie să iei o decizie mai grea? De genul nu iau proiectul sau lucruri de genul acesta. Ai avut situații? Da, mi-amintesc de un moment încă când lucram la jobul pe care îl aveam. Eram practic un graphic designer care făcea și partea de identitate vizuală și partea de web design și partea de materiale grafice pentru print. Și am primit la un moment dat un proiect pentru o platformă de video chat. Am luat proiectul, m-am așezat la birou și în mintea mea deja știam ce imagini trebuie să folosesc, ce culori să folosesc, ce texte și cum să asamblez practic grafica. Dar știind unde urmează să mă uit sau ce imagini să descarc sau ce trebuie să decupez sau ce trebuie să fac, m-am blocat și nu știam. Merg mai departe, nu merg mai departe, ce fac cu proiectul ăsta, nu pot să nu-l fac pentru că sunt la lucru. Și am stat câteva ore acolo și m-am tot gândit și mi-am răscolit așa toate gândurile și până la urmă mi-am luat inima în dinți și m-am dus la șeful pe care l-aveam și i-am spus, uite, eu nu pot să fac treaba asta. La care el se uită așa la mine cu o privire de-a asta și spune, crezi că facem toți ce vrem aici, avem ceva de lucru, îl facem și dăm mai departe clientului, nu ne putem alege proiectele după cum vrem noi. Și da, înțeleg, dar uite, eu nu pot să fac lucrul ăsta, e împotriva firii mele să fac un proiect de genul ăsta. Și până la urmă au spus ok și am primit alt proiect. Iar în următoarele zile, evident că am avut o felul de glume pe seama mea sau pe seama deciziei pe care am luat-o și era tensionată atmosfera așa în birou, dar per total cred că am luat o decizie bună și am fost un exemplu. Îți mulțumesc pentru că ai împărtășit asta, Alex. Cred că nu a fost ușor deloc în acel moment și după cum spui tu, a fost o provocare, ți-ai măcinat gândurile câteva ore, însă cred că va fi o încurajare pentru cei care se confruntă și sunt chiar în momentul acesta, ne urmăresc antreprenori, profesioniști, angajați, oameni care sunt puși în fața deciziilor de acest fel, care poate nu sunt puși într-o arenă cu lei și sunt dați la moarte, însă zilnic au de ales fără lumini, fără tamtam, au de făcut alegeri de genul acesta și ce încurajator este când vedem oameni care au trecut pe acolo, care au avut curajul și care au supraviețuit din acest punct de vedere. Îți mulțumesc că ai împărtășit lucrul acesta cu noi. Ce îți place cel mai mult din ceea ce faci? Care este cea mai frumoasă parte a muncii tale? Cred că partea de a întâlni persoane noi și de a sta de vorbă cu persoanele astea și de a înțelege modul în care ei gândesc. Asta e și cea mai faină parte, dar și cea mai provocatoare pentru mine, pentru că nu-s neapărat o persoană care e extrovertită sau care abordează ușor oamenii. Trebuie să ies mult din zona mea de confort ca să îmi fac relații noi, să încerc să le întrețin, să ies cu oamenii, să vorbesc cu ei, să încerc să mă pun la dispoziția lor.
dar e și lucru care dă cele mai multe rezultate. Asta cred că e partea cea mai faină. Iar apoi partea de grafică e partea care deja o știu să fac și o mânuiesc foarte bine, care mi-a provocat la un moment dat satisfacție mare, dar acum cumva shift-ul se duce pe partea asta. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, e nevoie de mai multe părți care trebuie să le acoperi, și partea de a scrie și de a te promova și toate lucrurile care depășesc atribuțiile unui graphic designer. Alex, dacă ar fi să te gândești la creștere, pentru că ce mi-ai spus tu mai devreme, faptul că a trebuit să faci și alte lucruri care nu țin neapărat de munca ta, denotă o nevoie de creștere, o nevoie de a te educa permanent, o nevoie de a fi mereu în tendințe. Ce te-a ajutat în acești ani să crești și ce le-ai spune ascultătorilor noștri din perspectiva unui om care are talent, tu ai talent, ești creativ, dar în continuare ai nevoie să crești. Cum crești și ce le recomanzi oamenilor? Partea asta de creștere e destul de interesantă, mai ales în industria asta creativă, care în ultima vreme se modifică constant. Constant tool-uri noi, stiluri noi de abordat, abordări noi asupra unor teme, și atunci câteodată mă simt depășit de situație. Dar încerc lucrurile care le știu să le fac constant și să le dau o față nouă care să se potrivească cu vremurile în care trăim. Asta pe partea grafică sau pe partea de design. Dar pe partea de dezvoltare personală sau pe partea de business, tot timpul mă provoc să citesc cărți noi sau să urmăresc tutoriale, să urmăresc tot felul de podcasturi, ca să rămân cumva conectat cu ce se întâmplă în exterior. Pentru că fiind acasă și de multe ori lucrând singur, nu am parte de interacțiunea oamenilor cu care să povestesc, să aflu informații noi sau să aflu idei noi sau ce s-a mai întâmplat prin cercurile altor persoane. Și atunci informațiile mi le trag din genul ăsta de materiale, podcasturi sau de tot felul de materiale video. Spunea cineva că informația este putere, o idee, un cuvânt, o frază, ceva ce poți să iei astfel încât să-ți fie de ajutor. Da. Ce le spune oamenilor care consideră că educația se termină odată cu școala, odată cu educația formală? Asta e o chestie foarte faină, cel puțin la mine. În prima parte a perioadei mele în care am fost elev, nu-mi plăcea deloc să învăț. Eram o persoană așa de nota 6-7, numai ca să trec clasa. Iar apoi la facultate, iar a fost o perioadă în care căutam mai mult partea asta de distracție, de am întâlnit cu prieteni, de a avea relații și nu neapărat partea de învățat. Dar partea interesantă a fost că odată ce s-a terminat facultatea și școala, a venit și foamea mea de a afla lucruri noi. Și practic de atunci constant explorez tot felul de lucruri pe care să le învăț. În concluzie, Alex, dacă ar fi să le spui oamenilor ceva din artă, ceva care să inspire să privească la ce ne înconjoară, la creația lui Dumnezeu, ca să-L vadă pe Dumnezeu, ce le spune? Asta e o întrebare capcană. Partea asta, arta nu e neapărat ceea ce creează omul sau o pictură sau o sculptură sau un material grafic sau orice alt tip de muzică sau ce mai poate să fie ea arta. Cel puțin pentru mine inspirație pe partea asta de ca și când mă gândesc la artă, e natura sau lucrurile care Dumnezeu le-a creat. Și de acolo poți să-ți extragi energia sau
inspirația pentru a crea lucruri noi și cred că asta este o chestie faină. Acum lumea sau pentru că avem internetul și avem multe platforme din care să ne inspirăm, e foarte accesibil să deschidem telefonul și să căutăm inspirație pentru artă sau inspirație pentru nu știu ce material. Dar o adevărată lucrare sau o adevărat element grafic sau de design merge, îl poți găsi dincolo de ce găsești la îndemână, așa, numai la o căutare pe internet, mergând și explorând și trăind tot felul de experiențe, cum ar fi în natură sau cu persoanele apropiate. Dacă ar fi să te gândești la natură, care ar fi un element din natură care îți place și care te inspiră? Pot să fie mai multe lucruri. De exemplu, am fost acum câțiva ani la o ieșire la schi și pur și simplu am urcat cu telescaunul până sus la sus în vârful muntelui și acolo am observat un peisaj. M-am dat de 2-3 ori cu placa la vale, dar în momentul ăla când am ajuns a treia sau a patra oară, am văzut peisajul respectiv și am văzut cât eram de sus și ce lume mare era, numai la o aruncătură de privire. Și uite, lucruri de genul ăsta poate să fie o inspirație și eram practic uimit de peisajul care îl vedeam în fața mea. Tu ne încurajezi să ne bucurăm de lucrurile simple, mai ales pentru că oamenii petrec mult timp în casă, nu ies așa de mult. Cred că va fi o inspirație și pentru ceilalți să ne bucurăm de lucrurile simple, cum ar fi o petală a unei flori, priveliștea de afară, lucruri care ne pot inspira și în cele din urmă să ne ajute să fim mai productivi. Pentru că adevărul este că Dumnezeu ne-a creat să fim ființe complete, nu doar să ne dezvoltăm pe anumite domenii. Alex, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mersi și eu. Ai distrus câteva mituri despre artiști, ne-ai dat câteva direcții, sunt multe lecții pe care le putem lua de la tine, așa că, la fel cum vă încurajez de fiecare dată, nu plecați fără să vă gândiți. Eu cu ce mă aleg de aici? Eu ce iau? Cu ce plec din această emisiune? Și nu uitați, dragilor, acțiunea este cea care bate ficțiunea. Să aveți o zi cu rost!